Salut și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din seria mea de joc pe Android. În acest episod voi încerca să fac un fel de mișcare a camerei, adică camera să se miște după jucător și voi rezolva și problema în care jucătorul, dacă îi voi da play acum, jucătorul nu se uită după cum mișc eu joystick-ul și arată super nașpa, mă rog, se simte super nașpa la gameplay. De exemplu, merge acum cu spatele, n-are cum. În fine, voi rezolva problema asta în episodul de astăzi, este foarte simplu și voi încerca să pun bazele sistemului nostru de viață, de atac și alte chestii. Haideți să începem. În primul și în primul rând, voi începe prin a rezolva problema cu jucătorul și cu camera. Cred că prima dată voi începe cu camera, că e cea mai simplă. Vom merge, ne vom focusa pe player și în player voi face un nou game object pe care îl voi trage apoi afară ca să aibă aceleași coordonate ca și playerul și îl voi numi camera controller. Bun, acum vom trage game view alături și voi încerca să mișc camera ca jucătorul să fie aproximativ în centrul camerei. Voi schimba pe global ca să putem să mișcăm camera mai ușor și o voi selecta și o voi muta în așa fel încât să fie jucătorul în centru, cam ceva de genul. Apoi vom trage camera în camera controller. Apoi când vom mișca camera controllerul după player, să mișcăm și camera de asemenea. Haideți să începem prin a face camera controllerul. După ce am făcut camera controller, îl vom deschide în Visual Studio și aici va fi magia, unde, mă rog, e destul de simplu, dar aici va fi magia. Nici măcar nu știu de ce n-au făcut chestia asta în player controller, pentru că ar fost mult mai organizat, dar am zis, hai să fac un script separat. Așa că voi menționa public game object player și voi face void late update. De ce late update? Am făcut eu un mic research pe net și aparent când facem camera movement trebuie să folosim late update, vă voi explica imediat. Sunt trei tipuri de update-uri, cred, cel puțin pe astea le știu eu până acum. Fixed update, v-am mai zis, se ia după un anumit frame rate. Update este cel principal care se execută cadru de cadru de câte ori are ocazia și late update este executat după toate aceste update-uri, adică fixed update și update. Late update e practic ultimul care se execută, adică după ce am făcut mișcarea jucătorului vom executa late update, așa că haideți să facem mișcarea camerei. Voi face transform .position ca să luăm poziția, mă rog, să actualizăm poziția camerei egal cu vector3.lr. Și vector3.lr, vedeți că avem trei valori. Vector A, adică vectorul pe care dorim să-l schimbăm, vector B, vectorul la care dorim să ajungem și interpolarea, adică cât să fie vectorul, un vector din celălalt vector. În fine, e destul de complicat, dar nu e chiar atât de complicat. Această valoare, mă rog, ultima, a treia valoare, în general, este între 0 și 1, așa că voi face smooth power și voi seta pe 0.1. Și ar trebui să avem o cameră destul de smooth, așa că hai să facem transform.position pentru că dorim să schimbăm poziția camerei și poziția la care dorim să ajungem este player.transform.position și bineînțeles smooth power. Acum dacă îi vom da save și vom merge în Unity și vom merge la camera controller, vedeți că ne cere playerul, îi vom băga playerul și acum dacă, mă rog, ăsta ar trebui să fie lângă player. Nu știu cum a zburat acolo, dar trebuia să fie lângă player, așa că hai să-i dau paste component values și hai să dăm play. Iar acum dacă ne mișcăm, vedeți că se mișcă și camera cu noi și bineînțeles mereu vom fi în centru, așa că putem să ne mișcăm pe oriunde dorim, însă vedeți că nici caracterul nu se mișcă chiar atât de ok. Adică noi dacă îi vom da, să zicem, să meargă în față, el va merge puțin într-o parte, pentru că așa e lumea lui. Vom controla poziția asta mai încolo, dar întâi și întâi, haideți să facem aia cu rotație, pentru că, da, e destul de annoying, să zic. Așa că haideți să deschidem player controllerul și în player controller voi face un public float rotation și acest rotation o să-l actualizăm în void update. Vom face rotation egal cu math.atantu. Atantu ce este? E un fel de funcție care ia două axe, încearcă să facă tangența lor, adică ceva genul să facă o mișcare circulară, care în general se duce de la 180 până la minus 180, adică ceea ce ne trebuie nouă, o mișcare 360. Așa că unde îi vom da aceste două axe, vom face joystick.vertical și bineînțeles joystick.horizontal. Și dacă îi vom da save, mă rog, dacă îi vom... Nu o să ies încă, o să vă explic. Această rotație, mă rog, nu știu ce am făcut-o publică, dar să zicem că o facem privată. Această rotație nu este 360 de grade, e pur și simplu de la 3 la minus 3, cred, pentru că așa sunt tangențele, mă rog, tangentele, așa că va trebui să o înmulțim cu math, pentru voi iubitorii de matematică, rad to degree, adică radian la grade Celsius, nu grade Celsius, prost la ora asta, la grade matematice. Și acum dacă îi vom da save și vom intra în joc, nu, dacă nu îi vom da save, pentru că
n-am făcut ceea ce trebuie. Trebuie să facem acum transform.rotation, care va fi egal cu quaternion.euler. Quaternion, adică euler, e un fel de vector 3, numai că pe cele 3 axe ale rotației, așa că dorim să rotim 0 pe axa X. Pe axa Y dorim să rotim pe rotație și pe axa Z pe 0. Așa că de-abia acum, dacă îi vom da save și vom merge în joc, mă rog, așteptăm să se compileze, ar trebui caracterul să se miște după joystick, numai că nu se mișcă pe axa în care trebuie. Deja vedeți că am și cazul din scenă, pentru că nu putem controla caracterul cum trebuie. Așa că această rotație, în primul și în primul rând, trebuie făcută negativă. Și acum ar trebui să fie mult mai ok. Da, acum chiar se mișcă după rotiță, adică în sensul rotiței. Dar mai sunt multe de făcut. În primul și în primul rând, playerul trebuie setat la o rotație de minus 135. Am găsit o rotație asta fiind cea potrivită. Vedeți că este, mă rog, dacă îi vom da zoom, este cât de cât în direcția camerei. Și acum, dacă îi vom da play, ar trebui să fie ceea ce trebuie. Adică, dacă mergem într-o direcție, vedeți că este relativ în direcția aceea, numai că mișcarea noastră nu am făcut-o în direcția în care trebuie și trebuie modificată. Adică mai pe scurt am făcut-o fix pe dos. Aici trebuia vector 3.back și în partea cealaltă trebuia vector 3.left. Și de abia acum, dacă vom merge, mișcarea va fi relativ ok. Da, vedeți, merge în direcția în care trebuie relativ, dar playerul nu e în direcția în care trebuie. Așa că, din nou, am găsit că rotația plus 135 merge perfect. Așa că dacă îi vom da play din nou, merge cu spatele, bineînțeles, nu are niciun stres om. Dar nu înțeleg de ce. Da, bineînțeles că mi-am dat seama. Trebuie să facem o referință la public game object graphics, pentru că noi rotim tot playerul și playerul va încerca să ducă în direcția în care îl rotim noi și practic, da, e sotorocală pe românește. Așa că vom face graphics.transform.rotation și acum ar trebui să fie ok. Bineînțeles, trebuie să băgăm graphics la graphics și acum merge în sfârșit ok și am scăpat de toate problemele, aproape toate, că mai avem de făcut sistemul de viață, sistemul de inamici, sistemul, mă rog, meniul și alte nivele. Dar eu zic că am făcut un progres de 20% în acest proiect de joc în Unity pe Android și e deja destul de bine. Însă vedeți că dacă ne oprim pe loc, playerul se duce în într-o altă direcție, totuși cu toată o altă direcție. E destul de simplu fixul. Ceea ce se întâmplă este că noi când oprim rotița, se duce la 0 cu 0 cu 0, în fine, se duce la 0 și caracterul implicit se va duce la rotația 0 și noi vom vrea să facem dacă rotația, mă rog, să efectuăm această rotație, dacă rotația este mai mare decât 0, adică dacă chiar ne rotim, dacă chiar mergem. Așa că vom face if rotation este mai mare decât 0 sau 0 este mai mare decât rotation. Cel puțin așa aș vedea eu bobește, adică ori mai mare, ori mai mic, una din două. Și practic putem să mutăm ăsta în această funcție și ar trebui să fie totul bine. Acum dacă îi vom da save și vom da play, dacă ne oprim, se oprește în direcția în care trebuie și dacă o luăm de la capăt, bineînțeles, merge cum trebuie. Așa că haideți să încercăm să facem o interfață și sistemul de viață. Bun, cum facem această interfață? Bineînțeles, deja avem un canvas. Haideți să ne focusăm pe canvas, tragem ăsta aici și să ne focusăm pe canvas. Acum vom face nouă UI image și o voi muta în partea aceasta a ecranului, mă rog, o voi ancora automat aici. Bineînțeles că o voi mișca cu, să zicem, plus 50, cu minus 50. Și o voi dimensiona această imagine cam așa. Zic, arată relativ bine. Și aceasta vom vrea să fie un fel de roșu. Însă, acum nu vă recomand ca acest roșu să fie foarte aprins sau foarte solid. Vă recomand să-l faceți puțin mai transparent. Să zicem o valoare de 200. Bineînțeles, când vom scade viața, vom vrea să avem și un fundal de desubt. Așa că trebuie să duplicăm această imagine, să facem fundalul negru. Și, practic, să aranjăm aceste imagini să fie perfecte. Și acum, când vom scade viața, vom vedea că o să avem și un fundal negru. Acum trebuie să mutăm pivotul la 0, ca să putem să ne legăm de scale X și să putem să dimensionăm ăsta cum trebuie. Pentru că dacă l-aveam la punct 5 și încercam să dimensionăm ăsta, vedeți cum se dimensiona, așa că trebuie să-l punem pe 0 ca să putem să micșorăm cum trebuie. Și acum ăsta trebuie controlat printr-un script. Deci hai să-l denumim health bar și ăsta health bg health background. Așa că haideți să facem un script pe player. De fapt nu, de fapt lăsați, hai că facem un nou script numit player, vom da create an add. Și playerul vom vrea să se ocupe cu tot ce ține de viață, cu tot ce ține de afișaj
și altele, pentru că player controllerul era pur și simplu un controller, așa că haideți să facem un public int health pe care o să setăm pe 100, ca în orice joc. 100, ca în orice joc. Și ca să ne putem ocupa de user interface, vom face using unityengine.ui ca să ne putem ocupa de interfață. Așa că voi face un public rect transform health bar și practic acesta e health barul nostru pe care îl vom băga noi în cele ce urmează. Însă, într-un void update, vom vrea să facem health bar punct local scale și în local scale vom face health împărțit la 100. 1f și 1f. Mă rog, e egal cu 9 vector 3. Și acum dacă îi dăm save și dacă totul e bine și tragem health barul, dacă vom merge în joc și vom dezactiva maximize on play și dăm play, vom vedea că dacă micșorăm, ce e făcut nenicule? What? Ok. Ah, știu. Acum dacă îi dăm play și vom micșora viața, vedeți că se micșorează. Și bineînțeles nu vreau să ne ducem sub minus, dar se poate rezolva destul de repejor. Și acum vom face health egal cu math.clamp și vom vrea să clampuim health, viața, între 0 f și cred că ar fi destul de bine să facem public float max health egal cu 100, pentru că probabil că vreți să faceți scene în care vreți să bifuiți caracterul. Sau mă rog, să faceți power-up-uri pe care le poate lua caracterul și o să discutăm și despre power-up-uri în episodul ce urmează. Practic, power-up-ul să crească max health-ul și viața player-ului să se regenereze la acel max health în caz că vreți să faceți nivele mai complexe, gen în peșteri și altele, unde e mult mai mult de explorat și mult mai mulți dinamici. Așa că haideți să setăm pe max health și max health-ul putem modifica super ușor. O să vă arăt la power-up-uri cum să modificați. Și acum dacă îi dăm save, bineînțeles, am dat deja save și intrăm în joc. Nu puteți să creștem viața mai mult de 100, dar nici mai mult de 0, nu putem să o scadem, oricât am încercat, așa că e cât de cât ok. Și viața arată destul de plictisitor acum, așa că am zis eu off camera să fac o iconiță pentru viață. E destul de ușor să o faceți sau să o luați de pe net. După ce ați importat-o, trebuie să mergeți la texture type și să o setați pe sprite și să-i dați apply pentru a avea transparență. Și acum în health bg vom face un nou, mă rog, ar trebui să o facem în canvas direct, nou health image și să luăm health-ul. Și să mergem din nou în scenă și poziția să fie în health bar. Și bineînțeles să ancorăm în partea asta. Mă rog, n-ar trebui să aibă mare diferență pentru că oricum screen size-ul o să fie mereu la fel. Dar eu zic că trebuie făcut puțin mai mic iconul. Eu zic că arată destul de ok acum. Și acum, haideți să facem void-urile pentru player să-și ia damage. Vom face public void take damage. Și în acest void vom vrea să punem float damage. Și vom face void-ul. O să facem așa, health minus egal cu damage. Și practic, acum, va trebui să adică vom putea să scadem damage din viață. Așa că îi vom da save. Mă rog, ar trebui să facem o altă chestie. Să facem if damage este mai mic decât health, atunci de abia acum să executăm asta. Dacă nu, vom face încă un void. Void die. Și în void die o să facem def, pe care o să-l facem în alt episod. Acum o să facem else. If health este mai mic decât damage, adică dacă viața e mai mică decât damage-ul, atunci vom face die și health egal cu 0 direct. Eu zic că asta ar trebui să fie tot pentru episodul de azi, dacă vom da play acum. Mă rog, n-avem de ce să ținem play pentru că funcțiile astea n-avem cum să le testăm. Dar dacă voi merge la player și voi scade viața, mă rog, acum dacă vreau pot să cresc și viața și bineînțeles că pot să o cresc peste asta, putem să o rezolvăm ușor. Schimbăm aici max health și ar trebui să se rezolve. Da, s-a rezolvat și acum pot să cresc viața până la această valoare și bineînțeles pot să cresc din nou cât vreau eu max health-ul și avem viață infinit aproape, însă aproape. Și acesta a fost și episodul de azi, zic eu. A fost puțin mai scurt, dar am vrut să parcurg câteva chestii esențiale înainte să ne ocupăm de inamici. Dacă v-a plăcut, uitați de like și să vă abonați și noi ne auzim în episodul următor. Pa, pa!